Bene di pausa. Ansa Baroch, o mare rugăminte, să eliberați ca unul de lângă dumneavoastră care e liber și pe care există, nu știu, pungi, genți. Aș vrea să-i rog pe cei din spate să vină mai în față și dacă sunt scaune libere, în spiritul frumos din ultimele săptămâni, să nu ne mai ținem ocupate. Mi se pare întotdeauna trist să văd în față locuri libere și în spate omor oamenii stau pe ceată. Veniți mai în față. Eliberăm și facem... Aveți curaj, vă rog. Veniți mai în față. Este mult mai primitor așa. Și pentru speaker, în momentul în care vin și văd că oamenii sunt curajoși în față și nu le e frică primesc lucrarea de control. M-a bucurat foarte mult intervenția Anetei. Știam despre ce o să vorbească, dar mă așteptam sincer să văd măcar o poză cu premiul, măcar o poză cu lucrarea, ceva. Și aș vrea să o felicit, chiar dacă nu este în sală, sunt convinsă că o să afle, și aș vrea în special pentru companii să menționez că este ideal să aibă cât mai puțin branding pe slide-uri. Că omul, în momentul în care vede o prezentare frumoasă, nu mai stă nici pe telefon, nici pe laptop și înțelege că omul respectiv este la compania X, dacă i s-a spus odată sau de două ori. Nu trebuie să fie tot slide-ul colorat și plin și cu logo-uri. Company profile este so depășit, ca să zic așa. Și nici oamenii de la client nu înțeleg și nici oamenii din agenție. Cu mare tristețe vin și spun că de multe ori clientul spune agenției: "Bă, mai lasă-mă, nu mă prindui atât peste tot." Și agenția spune: Nu. Să se vadă și hai să mai punem și trei firme în plus. Trei firme de 3-4 minute, să fie. Nu e ok, nu mai are nimeni așa ceva. Voi mai vreți așa ceva? Da? Revenim la brand-uri și revenim la ce vrea consumatorul. Începem cu un studiu. Încrederea globală în publicitate. Și aș vrea să vedem cum se schimbă și cum se transformă încrederea consumatorului în publicitate și în brand-uri. Și aș vrea să-l întâmpinăm în aplauze pe Dani Matei, de la Nielsen România. Bine ai venit, Dani! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Numele meu este Dan Matei, reprezint compania Nielsen. După cum foarte bine știți, probabil mulți dintre voi, noi nu reprezentăm partea așa de creativă. Noi suntem cei puțin mai plictisitori. Noi facem un lucru worldwide și avem impresia despre noi, sau cel puțin, și de cel mai mult ori și confirmarea că facem foarte bine, și anume măsură. O să încep. Studiul de astăzi se referă la încrederea globală în publicitate și o să vedem cum s-a schimbat ea în timp și ce tip de mesaje interacționează cel mai bine și respondenții la nivel global. Am ales acest studiu pentru că toate trendurile acestea macro, până la urmă, se rostogolesc și ajung și la noi. Am auzit astăzi vorbindu-se foarte mult despre schimbare, despre transformare. Și trăim într-o lume, într-adevăr, care se schimbă foarte mult. La fel și consumatorul nostru se schimbă foarte mult. Și am ales să încep prezentarea cu un video despre acest consumator, care e incredibil cât de mult ne poate oferi. Haideți să vedem. Thank you.
cu toții mesajul, și anume acest mesaj al schimbării continue. Trăim într-un mediu care, și acum referindu-ne un pic mai mult la partea de advertising, informația vine din toate părțile, facem foarte multe lucruri în același timp, ne uităm la televizor, suntem pe tabletă, suntem pe telefon și atenția noastră nu poate fi distribuită chiar atât de bine către toate aceste medii, de aceea trebuie să înțelegem că lucrurile, și s-a vorbit și aici și în zilele trecute, pentru că am fost și miercuri în ziua de management, s-a vorbit și despre lucruri bine făcute și o să încercăm să vă aducem, să venim astăzi cu o cale către succes, o numim noi, pentru campaniile publicitare. Și anume, este foarte important să convertim cât mai mulți dintre consumatorii noștri care au fost atinși de mesajul nostru, să-i convertim în oameni care rezonează până la urmă cu acest mesaj, care l-au înțeles, care vorbesc despre el, care merg apoi online și scriu despre ceea ce au înțeles sau despre părerea lor, în general, despre ce se întâmplă. Și ultimul lucru, poate și cel mai important, care ne aduce până la urmă și profitul, este să convertim toți acești consumatori în cumpărători și în clienți. Studiul de astăzi se referă despre încrederea în advertising, după cum v-am zis mai mult, mai devreme. Și o să vedem care sunt aceste medii în care consumatorii într-adevăr au încredere. Branded websites sunt a doua formă de publicitate în care consumatorii au încredere, bineînțeles, după recomandările venite de la prieteni sau familie, care sunt, practic, cea mai veche formă de publicitate. Două, trei dintre consumatori au încredere în ceea ce se postează online și vedem o creștere, nu neapărat în ultimii 2-3 ani, dar acest lucru a crescut un pic înainte, acum 4-5-6 ani. Chiar dacă online-ul a crescut foarte mult, putem să tragem deja o concluzie că nu trebuie să luăm cumva focusul, să ne investim mai puțin în offline, pentru că el este mediul de advertising care până la urmă ne aduce cel mai mare rici. Vorbind un pic și despre generații, se pare că milenialii sau generația Y sau consumatorii între 20 și 34 de ani au cea mai mare încredere. 18 dintre cele 19 medii pe care le-am luat noi în considerare. Și dacă vorbim și despre mesajele care sunt abordate în advertising, vedem că ele sunt diferite de la o regiune la alta. Astfel, umorul are un impact mai mare în Europa și Statele Unite, în vreme ce temele despre trade, sănătos și real life situation sunt, au un impact mai mare în Latin America și Africa și Asia. Cele mai de încredere medii de publicitate sunt cele câștigate și aici ne referim la recomandări de la prieteni și familie, opiniile consumatorilor și blogurile și editurile de specialitate, dar pe de altă parte sunt și ceea ce deținem și ceea ce putem influența mult mai mult. Și anume branded websites, sponsorizările și e-mail-urile la care am subscris. Deci nu toate e-mail-urile sunt foarte importante, dar cele la care am subscris. Personal aștept cu nerăbdare anumite newsletter-uri, pe altele nici nu le poate seama, probabil lucrul ăsta se întâmplă cu majoritatea consumatorilor. Și da, e-mailing nu trebuie făcut așa doar ca să fie făcut. Trebuie să-i facem pe consumatori să aibă încredere în noi și să subscrie la aceste, la această formă de publicitate până la urmă. Încrederea în tradițional, după cum vă spuneam mai devreme, este în continuare foarte mare.
lider detașat, cum să spunem, este în continuare TV-ul, dar vedem că și mediile online, de exemplu, cel mai de încredere mediul online este online video și ce este cel mai important este că acest lucru nu s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Deci dacă vă așteptați cumva ca încrederea consumatorilor să se mute din ce în ce mai mult pe online, se pare că nu s-a întâmplat acest lucru și probabil vor mai trece câțiva ani până, nu știu, să se întâmple. Deși, din ceea ce observăm și noi, nu sunt semne în această direcție. Ok, încrederea este una, dar nu este de ajuns încrederea. Consumatorii trebuie să-și acționeze. Și i-am întrebat pe respondenții noștri dacă merg să achiziționeze produse sau acționează cumva în urma reclamelor văzute în diferite formate. Și vedem că în cele mai multe dintre ele acțiunea depășește încrederea și este un lucru destul de bun. De ce? Pentru că, ok, poate nu reușim să le câștigăm încrederea, dar măcar o să facă ceea ce îmi spun. În ceea ce privește regiunile și, practic, continentele pe care le-am analizat în acest studiu, vedem că țările cu un grad de dezvoltare sau continentele cu un grad de dezvoltare mai mare, și anume Europa și America de Nord, sunt cele mai sceptice. Este, până la urmă, și o consecință, probabil, a gradului de dezvoltare, dar și a diversității, aș putea spune, pentru Europa. În schimb, în Asia, Africa și America Latină vedem un nivel de încredere foarte mare pentru toate formele de publicitate. Mergând un pic mai departe și vorbim despre generații, observăm că millennials, după cum am spus și într-unul dintre slide-urile anterioare, sunt generația care au cea mai mare încredere în advertising. Nu știu dacă sunt pur și simplu mai încrezători sau mai optimiști și văd doar plusuri, cum zicea un antevorbitor, dar diferențele putem vedea că nu sunt extraordinar de mari. Singura formă de publicitate în care sunt depășite de către generația X sunt reclamele la radio. Mesajul, într-adevăr, nu poate fi același peste tot. Umorul, după cum vă spuneam, este foarte important în respondenții, consumatorii rezonează cu umorul în Europa și America de Nord. În America Latină avem un focus mult mai mare pe sănătate și pe familie, la fel și în Middle East și America Latină. Am făcut și o corelație între un anumit tip de mesaj, și anume între high energy, ceea ce numim, aici putem să luăm în considerare și reclamele care au și reclamele care se referă la sport, la energie în general, care sunt un pic mai active, și la reclamele care au ca mesaj central animalele de companie. Se vede că, din acest slide, că pe măsură ce înaintăm puțin în vârstă, focusul se duce de la high energy către animale de companie. Ne-am uitat puțin așa și la cele mai bune reclame, să zicem așa, pe cele care le-am considerat că au fost într-adevăr breakthrough și și-au atins până la urmă
scopuri și sunt foarte eficiente și am observat că toate au câteva lucruri în comun. Și anume, sunt foarte ușor de reprodus, de relatat, de povestit despre el. De asemenea, urmează o poveste foarte simplă și un fir logic până la urmă. Multe dintre ele folosesc și niște imagini, nu neapărat șocante să le spunem, dar niște imagini inspiritoare. De asemenea, reușesc să se conecteze emoțional cu cei cărora li se adresează. Și toate iau în considerare această diferență culturală despre care vorbeam și mai devreme. Nu putem să ne ducem să ne adresăm într-o regiune în care mesajul, să zicem, nu este foarte bine apreciat și oamenii nu interacționează cu acest tip de mesaj, nu putem să ne ducem cu el și să punem ca și pentru că doar pentru că a avut succes în altă parte. Așadar, câteva concluzii în urma studiului. Într-adevăr, este online-ul devine din ce în ce mai important. Știm lucrul ăsta, probabil foarte multe persoane dintre voi lucrează în acest mediu. Am și întâlnit câteva mai devreme și am discutat puțin. Este foarte important, dar cred că cel mai important este să găsim întotdeauna cel mai bun mix între online și offline. Și este, până la urmă, știm că nu este ușor, dar trebuie încercat și vă doresc mult succes, pentru că chiar este nevoie. Foarte multe dintre campaniile online, de exemplu, eșuează. Cam una din trei este un eșec, după care. Trebuie să ne orientăm de asemenea foarte mult către campanii care sunt foarte precise, focusate. Trebuie să ne alegem un scop, trebuie să știm despre cui vrem să ne adresăm, ce vrem să le spunem, ce tip de mesaj este acolo și să mergem cu acel mesaj. Audiența n-a fost niciodată foarte ușor de găsit. Offline-ul ne ajută să atingem cât mai mulți oameni, online-ul ne ajută să mergem mult mai targetat și să ne îndreptăm către cei care îi dorim. Așadar, revenim un pic la prima, mixul se cere și în această situație și trebuie să o gândim foarte bine înainte să ne apucăm de treabă. Un alt lucru foarte important este să ne asigurăm că avem, să zicem, cei mai buni KPI pentru a ne măsura performanța. Și știu că de cele mai multe ori este destul de greu, pentru că doar punctele de rating sau doar, nu știu, videourile deschise și oamenii la care s-au uitat doar 2 secunde și după care l-au închis, nu sunt foarte bune și nu ne ajută foarte mult. Trebuie să ne asigurăm că companiile cu care lucrăm ne pot asigura acești KPI pe care, într-adevăr, îi putem folosi și care mai departe să ne ajute să facem și niște schimbări din mers, pentru că nu-i greșit să faci schimbări din mers. Într-adevăr, pe TV, din nou, este mult mai greu, dar în online putem schimba lucrurile de la o zi la alta. Ne oferă această posibilitate și ne oferă și, să zicem, un grad mult mai mare de a avea un răspuns rapid, care să ne ajute să facem acest lucru. Cam atât am avut de spus. Văd că m-am încadrat foarte bine și în timp. Dacă sunt întrebări, vă rog. Una. Dar România este inclusă în panel. Studiul s-a făcut în 60 de țări, printre care și România. Și o poate de diferență, dar o poate de diferență, tot, ca trebuie să fie lucrurile care ne-a venit.
Cred că suntem mai mult un mix între, să zicem, țările din vest și America Latină, România. Și, da, e interesant, oricum de văzut, probabil se pot face niște investigații mult mai amănunțite, dar studiul a fost oarecum limitat și nu am putut să scoatem foarte, foarte multe lucruri despre România, din păcate. Eu vreau să vă întreb, ați spus că una dintre companii online eșuează. Este o concluzie acestui studiu? Nu este o concluzie acestui studiu, este o concluzie altui studiu nefăcut de compania noastră. Nu mi-aduc aminte foarte bine numele, dar l-am citit de curând și... Se referă la campaniile locale? La campaniile... Nu, era doar un studiu global, era doar focusat pe România. Se referă la campaniile online în general și evidențiau că cele mai mari probleme sunt fix acestea, că deși online video sunt una dintre cele mai de încredere forme de publicitate, din păcate nu avem un metric foarte bun care să ne ajute să vedem exact ceea ce ajunge până la urmă la oameni, pentru că de obicei multe video se rulează, dar rămân acolo, mesajul poate nu e înțeles și așa mai departe. Deci e cumva tricky și trebuie să rezolvăm cumva lucrul acesta. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru prezentare. Avem o sesiune interesantă ca și concept în continuare. Am invitat astăzi alături de noi o echipă de creativi și antreprenori, dacă pot să spun așa, oameni care lucrează în publicitate și care au fost trimiși pentru câteva zile, săptămâni, câte doi. Nu știu cât timp ați fost voi inventori, dar facem un exercițiu de imaginație și ne gândim cum o să arate comunicarea în 2025. Bineînțeles că Mihai este agenția, Ioana este... Nu, tu ești creativ. Creativ și agenția. Și agenția. Și tu ești... And the client bitch. Client bitch. Și el este consumatorul, cam ce bine arăt. Să vedem cine este pregătit. Haideți să-i aplaudăm. Veți vedea o prezentare cum se la o repetiție excelent. Acum, se fără doar la muzica ta, nici nu că băga acolo la ultimele slide-uri, o să fie bine. Sau o să fie foarte rău, să zicem, da? 2025, da? Nu mai e foarte mult, max 10 ani. Și fie o să fie așa, fie dacă avem noroc, o să fie un pic mai bine. Dacă uităm un pic în trecut, doar acum 10 ani, în 2005, hai să vedem cum ar fi în 2005, avem și un clicker? Ar fi tare. Nu o să mai avem clicker. În 2005, Nokia scotea un super telefon. Și i-au pariat pe butoane. Au zis, viitorul este foarte multe butoane. Este un telefon care are butoane pe exterior, și butoane pe interior, și butoane pe cealaltă. Ceva extraordinar. Telefoanele de azi au un singur buton. Deci, au pariat complet greșit. Și sunt mai multe pariuri pe care le-am făcut prost în 2005, dar am ajuns, cred, acum, Cristian și Bogdan, foarte mult în spatele consumatorului suntem, mi se pare. Nu am văzut asta. Și cum se pare? Treaba asta. Iau eu. Este încă pe bala. Încă funcționează? Rup. În 2008 au insistat să o continuăm. Au continuat să creadă că nu o să prindă iPhone. Și ecranul, de fapt, nu prindă. Ecranul touch. Băi, problema este că azi, dacă ați fost la prezentarea partenerului meu, Felix, avea un prin slide care spunea We are deep shit. Sunt total de acord cu el. Și cred că suntem acolo pentru că suntem mult în urma consumatorului. Ei, în urma mea. Agenția e sigura consumatorului și clientul e destul de lungă și el. Mindset-ul de partea învățimea mea ăsta, sunt multe. Dacă scrieți marketers memes în Google, puteți să vedeți cât de mult mișto fac consumatorii, nu-i? Și mi se
mi se pare foarte relevant. Suntem într-o bula noastră, atât clienți cât și agenții, sau atât agenții cât și clienți, iar consumatorii sunt foarte departe de locul în care noi ne aflăm. Și cum încercăm să facem ceva mai din filmul lor, așa, mi se pare că, că nu are masă chestia aia. Până devine ea masă, ei sunt deja altceva. Și tot așa, și tot așa, este tot timpul și se împarte din ce în ce mai în urma lor, încă un pas, încă un pas, încă un pas. Și nu mai ajungem de rog din loc. Poate dacă în 2005 începeam și ne puneam problema mai serios, cum va fi în 2015, poate eram mai lângă ei. Și așa am început să facem exercițiul ăsta, am zis, băi, ca să încercăm să ajungem unde este consumatorul, hai să facem un exercițiu de imaginație încă de acum, să ne dăm seama cum ar putea să stea lucrurile. Ăsta o să vedeți cum am văzut noi diverse aspecte pe toate cele trei planuri. Nu înseamnă că trebuie să le vedeți așa, dar cred că dacă faceți exercițiul ăsta, putem să începem să fim mai aproape de ei. Cum spunea și Marta, avem aici clientul, agenția și consumatorul. Ăsta sunt eu, vorbim imediat, o să vorbim foarte mult despre mine azi, îmi place asta. Secrete, atunci. Ioana este ceea ce am numit, Ioana am numit Chief Consumer Engagement la compania pe care o vedeți acolo, o să vă povestească Ioana despre asta. Iar Mihai, mai avem un pic până la mine. Mai avem un pic. E toate ce am de să lăsăm un pic la tine. Bine v-am găsit. Lucrez la cea mai mare companie de FMCG din lume. Se cheamă SAB, Procter & Coke. Doamne, ferește la asta. Sunt șef al departamentului de Consumer Engagement. S-ar putea să știți că până în anul 2018 s-a chemat departament de marketing și s-a chemat departament de PR. Cumva de prin 2020 am decis să le unim și să ne schimbăm numele. Jobul nostru nu este să mai facem marketing către consumatori, ci să-i engage. Avem 2 milioane de angajați în toată lumea, atât în orașe, cât și la sate. Și o să vedeți mai încolo despre ce vorbim. După cum îi spune și numele, avem ca produsele noastre acoperă toate nevoile din viața consumatorului, de zi cu zi. De la bere, la Coca-Cola, la sucuri de toate felurile, la Pampers, la cosmetice, acoperim toate nevoile. Deci suntem aici să rezolvăm orice problemă. Suntem organizați în departamentul de Consumer Engagement, pe brand ambassadors în funcție de vârstă. Nu mai avem brand manager de mult. Cel mai tânăr angajat al departamentului nostru are 18 ani, cel mai bătrân are 71 de ani. Jobul lor este să comunice cu consumatorii din area lor de vârstă. Cei de 18 ani vin și ne povestesc care sunt nevoile și care sunt problemele lor și vorbesc de la egal la egal. Am descoperit tot prin anul 2020 cam cât de bine este să angajezi seniori și cât de creativ poate să fie și cât de mult poate să contribuie la calitatea engagement-ului nostru. Discuțiile lor sunt foarte complexe, foarte detaliate și parcă au și rezultate foarte bune. Cum lucrăm? Lucrăm 24 de ore din 24. Lucrăm chiar doamne ferește la asta, e? Suntem în dialog permanent cu consumatorii, suntem pregătiți să reacționăm în orice moment și lucrăm în ture. În momentul ăsta avem trei ture care acoperă toate necesitățile consumatorilor din ziua de astăzi. Acum o să-i las agenția. Agenția o să fie o plajă din Palma, practic, dar care este practic un loc unde oameni care nu se cunosc foarte bine se întâlnesc în același loc. Au cumva stiluri diferite, skill-uri diferite, dar toți cred în niște lucruri comune. Și de have fun. De have fun amestecați programatori, ingineri, copywriteri, scenariști, tot felul de oameni împreună
o structură asta care este foarte, 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 foarte mare și foarte organică în același timp. Și vorbesc strongleza avansată, poate și cu niște urme de siriană în curând și de alte limbi, eu zic și foarte bine. Să fim cât mai multicultural. Să trecem la partea juicy a emisiunii. Eu vreau, am făcut un selfie, vreau să-l pun, dar uite cum mă întrebuie, îl pun mai încolo. Trecem peste. Doar, cum ard eu în 2020? Păi, vreau să am o mașină electrică, pentru că va fi un trend foarte puternic pe partea asta și nu vreau să mai am propeler ca acum cu Volkswagen-ul meu Passat, care, despre care am aflat că se află pe lista potențială a mașinilor. E un zvon, bă, dar e un zvon, asta spun, potențial. Așa, cu problema crizei. Îmi încarc telefonul la soare, pe oriunde stau, ăla e oriunde îl pun, încerc să-l pun în soare, gata să am baterie, pentru că tot timpul sunt pe telefon. Nu în ultimul rând, haine Eco, ăsta este un tricou Eco, l-am găsit pe un site care se cheamă ecovegan.ro. Cu de toate eco.ro. Un site care nu are filtrul, nu este pe un tip de produse în sensul în care vând haine, mâncare, mașini, ci este pe conceptul de a fi eco. Da? Și puteți să cumpărați tricouri, nu cunosc site-ul, nu le fac reclamă lor, dar puteți să cumpărați, am văzut că lângă mâncare pot să cumpăr haine. Și vor să vândă și Tesla de ce foarte interesant. Așa că ieri mi-am cumpărat acest tricou și vă mai povestesc despre el mai încolo. Bun. Astea doar așa câteva lucruri. Nu știu ce alte ghegeturi o să am. Noi nu încercăm să facem aici un exercițiu despre ce device-uri și maker-o să inventăm, că atunci m-aș mai lucra în publicitate și m-aș duce să inventez și eu diverse gadgeturi în tehnologie. Nu ne-am pus probleme de genul ăsta. Dar am. Orice lucru am. Am un eco-consciousness, să-l numesc. Ziceți-i voi în română, pentru tine v-a zis Mihai, e cu romblez. Ok. Dăm mai departe. Cui dau? Compania. Compania e spune. Și noi, la compania Procter & Co, suntem eco. Toate produsele noastre sunt eco. Dacă nu sunt eco, sunt eco-friendly. Dacă nu sunt eco-friendly, sunt eco-conscious sau eco-aware. Sau dacă n-am ajuns să avansăm cu tehnologia atât de bine încât să fie 100% eco, sunt transportate eco de către angajați îmbrăcați în eco și apărate în packaging eco. Bun, și agenția e prefuită să fac chestii eco în continuare. O să angajăm în sfârșit de la ecologie. Mă zic, este o școală de ecologie, absolvenți destui pe an, nu știu câți, vor veni frumos în agenție, și de la ecologie. Și de la partea ecologistă, vorbim foarte mult noi în agenție, o să spunem niște tu apa serios. Va fi nevoie de un fel de eco-index, da? care măsoară în diverse feluri cât de ce equity eco ai sau nu ca brand. Ne vom selecta partenerii și clienții pe criteriul ăsta. Da? Adică, va fi super scandal dacă se află că ai un fotograf, furnizor la agenție care nu este eco. Deci, în momentul ăla a ieșit. Agenție PR este de la pământ. Și o să apară soluții media green, adică, efectiv, billboard-uri care se pot recicla și vor deveni, nu știu, terenul de fotbal pentru copii și tot felul de lucruri în care practic, advertising-ul nu lasă nicio urmă pe pământ, totul se reciclează, totul este green. Da, este ca o urmă pe apă. Iar consumatorul mai are niște chestii în viața lui. E un lucru care se întâmplă deja. Repet, nu căutăm să inovăm la tehnologie în primul rând. Sigur, apar alte lucruri. Probabil că ați auzit de ceea ce înseamnă casă inteligentă. Vedeți și vă par poate să fie niște lucruri. Eu sper să întâmple de mai repede. Ce cred însă este că în 2025 va fi ceea ce uităm cu toții masă, chestia asta. Va fi mainstream să avem casă inteligentă. Hai să, poate nu știu, toată lumea știe ce înseamnă, chită mai că știți.
Pe lângă faptul că îmi controlez tot ce înseamnă entertainmentul din casă, lucru extrem de posibil deja azi, nu e nimic dat în grijă despre asta, o să-mi controlez toate home-appliance-urile. Da? Îmi controlez caloriferul și poate îmi dau drumul la căldură mai încet când nu sunt acasă, ca să nu consum, că sunt eco și mai salvez și bani, tot când asta, economisesc bani. Când obțin o notificare de la frigider ce am în el sau nu am în el, da? Atenție, nu mai e bere, eu chiar am o problemă, nebunesc, când ajung seara acasă cu praf și nu mai am bere în frigider. Nu prea folosesc la multe lucruri, dar la bere folosesc frigider. Bun. Și așa mai departe, puteți să vă închipiți. Mai uit fierul de călcat în priză, uitați fierul de călcat în priză. Adică, cred că lucruri de safety, de utility și așa mai departe, o să le, sunt convins că o să le controlăm pe toate de pe telefon mobil. Am uitat în priză fierul de călcat, poate primească o notificare când sunt deja la birou. Păi, fraier, am uitat fierul de călcat în priză, nu te-l aș folosi. Da, țineți ideea. Dar cel mai tare lucru care sper că o să se întâmple, se întâmplă să uitați să îmbuiați ușa. Sau să credeți că uitați, că mie se întâmplă să cred să uitați. De câte ori v-ați întors din drum? Cred că nici nu mai știu de câte ori v-am întors din drum. Mi-a spus la un dat un prieten, băi, este o psihoză și nimic mai mult. Evident că ai îmbuiat ușa, pentru că o facem fără să ne mai dăm seama. Pentru toate astea ne întoarcem și ne uităm dacă am îmbuiat ușa. E, cum ar fi să am un amărât de GPS, hei, 20 de metri am plecat de casă, hei, n-ai încuiat sau n-ai încuiat ușa? Că dacă n-ai încuiat, evident că domnul dăm notificare, n-ai încuiat. Ok. Ideea este că voi putea controla totul, inclusiv ușa. Și asta îmi oferă un commodity, însă îmi oferă mult mai mult de atât. Combin tot ce înseamnă, ecosistemul tehnologic cu nevoi reale din viața mea. Da, mai departe. Nu mai vreau ca aici. Și noi, ca și companie, am renunțat de prin anul 2022 să folosim televiziunea ca mediu de comunicare. Dar suntem în casa consumatorului prin toate aparatele electrocasnice. Discutăm cu el prin intermediul frigiderului, prin intermediul mașinii de spălat, prin intermediul ecranului din cuptor. Avem oamenii noștri sunt în casa consumatorilor. Femeia de la curățenie este colaboratoarea noastră și promovează produsele noastre și se ocupă ca totdeauna să nu lipsească nimic din casa dragului nostru consumator. Oamenii care plimbă căței din cartier, iarăși, sunt colaboratorii noștri și se asigură că toți clienții au permanent mâncare de câine acasă. Avem toate software-urile pe măsură ce îți actualizezi un software de la mașinile de spălat. Apropo, va fi ca la telefoane, odată, periodic, îți pui softul cel nou și mașina este pregătită pentru next level. Avem mesaje noi de comunicare, avem produse noi promovate prin intermediul aparatelor electrocasnice. Deci, practic, suntem alături de el în orice moment. Comunicăm cu el și prin mașină, prin ecranul mașinii, comunicăm cu el și prin ecranul bicicletei. Oricând are nevoie de noi, noi suntem acolo. Și în această casă inteligentă, care toate device-urile sunt cumva niște smart devices, o putea sfârșit să facem în agenție content pentru device-uri. Eu aș vrea un video în casă care să-mi zică glume. Eu, moment în care e niște umor prezentat și să fie glume bune, nu glume astea de video, glume mai fac. Aș vrea un frigider care să-mi spună rețete și să-mi spună cu o voce de basarabeană. Pentru că se pare că e mai autentică rețeta. Deci aș trebui că vom fi scrise de către agenție, dar vom face content pentru niște mașinării în casă. Mai departe. Ce mai face domnul Bogdan? Așa. Hai să vă zic de job. Deja vedeți, freelancing-ul este foarte la modă zilele astea. Eu nu sunt un freelancer. Lucrez pentru vreo două companii, dar să am așa într-un fel, mă simt că lucrez pentru mine. Am așa un sentiment, lucrez pentru mine. De ce? Pentru că am două zile la unul, două zile la altul. Poate mi-am lăsat o zi liberă în care mă ocup de un voluntariat sau mai am eu un
mini-proiecțări în care mă implic. În fine, pentru că nu mă duc 9-6 luni vineri la un singur birou, de fapt nu la niciun birou, am un sentiment că lucrez pentru mine, că am o anumită independență. Iar biroul meu este ori prin niște coffee hubs, ori prin parcuri, dacă e frumos soare afară, mai des în coffee hubs-urile alea, că am acolo totul, și cafeaua, și internetul, și ce mai am nevoie. Iar programul meu este când am chef, drive. Cu cât înaintăm, în ani, vedeți că tot căutăm momente mici, din ce în ce mai multe de entertainment. Și o să mă opresc des. Mă mai văd la niște filme, mai văd un meci, că Simona Halep joacă pe la Singapore la ora 11 dimineața. La senior, e campionat de senior de drive. Da, 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 atunci. Așa. Și așa mai departe. Și atunci programul meu este când găsesc energia să fac lucrurile respective, pentru că voi căuta o anumită eficiență, nu s-o lălăi, pentru că simt că lucrez pentru mine. Ok. Horse, bună, horse. Vedem mai ce zic. Faci compania. Compania știe că Bogdan are un program haotic și stresant de multe ori și vrea să fie alături de el și să-l ajute. Astfel îi pune mereu la dispoziție resursele noastre. Îi dăm biciclete gratis dacă are nevoie, la un telefon distanță. Îi dăm curent electric dacă are nevoie, îi dăm internet. Oamenii noștri poate să-i aducă cafea, oamenii noștri de pe teren, foarte rapid. There is a catch, nu? Sper că aveți unde să mâncați telefonul la bicicleta aia, că altfel... Categoric, dacă nu va veni cineva în 10 minute, un încărcător de telefon. Deci jobul nostru este aici să-i facem lui Bogdan viața foarte ușoară. Să se simtă apreciat, iubit de către noi și să nu își bată capul cu nimic. Ne ocupăm noi de tot. Este adevărat că nu vrem mare lucru, ci avem și noi un mic tracking al activităților lui, doar ca să-l înțelegem mai bine și să îl putem ajuta în continuare. Mic am spus. Când intrăm, avem fișe pentru fiecare client, avem un program de customer relations și marketing foarte bine pus la punct. Și când, în momentul în care brand ambassador-ul nostru pe intervalul lui de vârstă accesează fișa lui de client, vom vedea că pe 5 noiembrie și-a cumpărat un aftershave și un deodorant din Cora Militar, pe 10-11 și-a comandat 5 baxuri de apă acasă, pe 11 pare că a avut o noapte lungă și a comandat, a băut 4 beri în clubul X și pe 14 și-a cumpărat un bax de bere. Deci îl urmărim, încercăm să vedem pattern-urile și să ieșim în întâmpinarea lui cu cele mai bune oferte, produse și servicii. Iar agenția este mereu tot timpul în parteneriat cu clientul. Aici mereu chestie de o soluție a agenției de a face cumva interacțiunea asta, această vânare a lui Bogdan de către companie, cumva mai sexy. Da? Și atunci, de exemplu, poate să facă niște mecanici interesante. De exemplu, dacă ești în cafenea unde lucrează el 3 ore cât are chef pentru angajatorul unui din cei 3 pe care are, un mecanism în care ai fi Wi-Fi de câte ori îți faci o sticlă de cola. Fasca de cola și în momentul acela ai codul, ai un Wi-Fi fantastic, pe o lună separat, oferit pe brandul respectiv. Da? Și apoi, când s-a terminat cola, trebuie să mai ia ceva, să mai departe. Poate sunt în cafenele device-uri de virtual reality. Cred că ăsta va fi următorul mare teritoriu, următorii ani, 2-3 maxim, de entertainment. Și în curând, poate și în vreo 5 în România. Cred că o să fie maxim 2 ani la CAN, categorie este de virtual reality. Cine a încercat un device Oculus Rift a rămas absolut sigur marcat și n-a vrut să mai facă nimic altceva. Vă recomand să încercați pe unde prindeți pe la un showroom. Ăsta ar fi un viitor în cafenele respective, până îți pune cafeaua, mai niște Oculus Rift și ești în lumea brand-ului immersed completely 3D. Ce face compania?
Mai mult ne dorim ca Bogdan să fie brand ambassadorul nostru și, după cum spuneam, ne punem resursele la dispoziție, dar mai mult ne punem chiar și agenția la dispoziția lui Bogdan. Dacă este nevoie, agenția noastră poate să-i facă imagine, poate să-i facă personal branding. Exact. Atenție, nu înseamnă că sunt vreun gigel cu 500.000 de followeri, da? Eu am, ca să știți, azi 671 de prieteni pe Facebook și nici nu prea intenționez să lărgesc aria. S-ar putea să am chiar prea mulți. Aici voi rămâne. În cazul în care vrea să devină mai popular sau un lider mai puternic în grupul lui, noi îl putem ajuta pe gratis cu cea mai bună agenție pe care o avem. Deci este un fel de partner care noi îi oferim tururi de comunicare prin agenție și el ne oferă nouă free PR și imagine în community-ul lui, unde este foarte belief de către community-ul lui, unde este foarte autentic și unde noi, ca brand, avem o șansă singur să comunicăm. De exemplu, nu știu, este o mare nebunie acum în licee, nu știu dacă știți, în care toate fetele vor să-și facă ședință foto profi pentru Facebook. Sunt fotografi care merg în licee și fac ședințe foto profi, fetele dau bani, e coadă, ca să aibă acea poză cum trebuie pentru Facebook. E deja în România, adică aici, în Tanzania, acum, da? Deci chestia va crește. Oamenii care sunt social media și care sunt cumva vectori, chiar dacă sunt în micro, nu trebuie să ai producție zosul neapărat, vor să fie o comunicare cât mai crafty. Așa că eu o să ofer ca agenție, o să ofer image templates, video templates, o să-i ajut pe oameni să aibă content cât mai tare, cât mai profi pe pagina lor. Și pe asta o să am, practic, micro-agenții pentru brand. 100.000 de micro-agenții de Bogdan din România care comunică brand în community-ul lor. Uite, mai că am ajuns. Așa. Ce e cu tricoul meu? Devenim mult mai social conscious în general, datorită rețelelor sociale, cu toți începem și ne alegem o cauză care ține mai mult sau mai puțin de noi. Asta va depinde de cum e construit fiecare. Unii o să-și aleagă cauze mai mari, globale. Eu o să-mi aleg să salvez calul lui Przewalski. Calul Przewalski nu este un cal al unui om. Nu-l pas mai spune. Este singurul cal nedomesticit vreodată, care astăzi, nu știu ce va fi, mai sunt doar vreo 1300 de exemplare. Câți bloguri? De cai, undeva în Mongolia se întâmplă asta și sunt niște cai mai tipici, așa mai ca poneii, să spun, dar sunt foarte, foarte nervoși caii ăștia. Poate altcineva și alege să salveze codobatura, panda de pe calul meu. Dar ideea este că eu o să mă implic în salvat calul ăsta în 2025. Știi că eu stau în România, nu în Mongolia, dar îmi pasă de ceva care este mai mult decât micro-universul meu. Compania cu ochiul cealaltă. Aia porți acest tricou astăzi, ca să vă invit să vă implicați în cauza mea. Și noi, ca și companie, vrem să susținem cauzele consumatorilor noștri. Tocmai de aceea, bugetul nostru anual este planificat doar în proporție de 40%, restul de 60% este reactiv. Urmărim permanent ce se întâmplă, ce își doresc consumatorii, cauzele săptămânale, cauzele lunare, și POC suntem pregătiți în orice moment să intervenim. Salvăm calul săptămâna asta, investim imediat un buget și niște resurse umane în cauza preferată de popo săptămâna asta. Peste două săptămâni, dacă își schimbă cauza, nu este nicio problemă, avem flexibilitate și suntem pregătiți în orice moment și cu bani și cu oameni să ne schimbăm. Asta e o observație importantă, că oamenii vor avea foarte multe cauze, dar nu se vor ține de ele foarte mult. Noi nu suntem rigizi. Asta pentru că o să zboare cauzele pe aici pe acolo. Da? Și atunci, o muncă agenției va fi de scouting permanent de cauze. Deci va fi un fel de ce pot să le mai dau oamenilor ca să poți să-i mai engage și să poți să o leg cumva de un brand.
evident, agenția ar fi un fel de brand guardian de relevanță. Adică, băi, ok, calul, dar dacă tu produci salam, nu, trebuie să riscant, trebuie să faci altă cauză. Îi mutăm focusul. Te găsim altă cauză, asta nu e potrivită pentru noi. Poate să-ți dezvolt tu rutine pentru cauze. Poate să tu să ai un app în care vezi câte tare bate inima căluțului și ce mai face căluțul și... Ok, Tomo, revenim la Bogdan. Aici sunt niște chestii mai secrete despre el. Asta da, o să încerc să vă explic. Slide-ul ăsta e mai complicat așa despre mine. Eu sunt pasionat de triatlon, chiar sunt pe bune. Și am zis să ne imaginăm că aș fi și în 2025. Acolo, în stânga sus, e cum ar putea să arate TV-ul, indiferent de unde îl urmăresc. Nu va mai fi doar despre urmărit contentul TV, ci voi interveni direct în contentul TV pentru micro-universul meu, pentru prietenii mei. Vom cetui despre respectivul content. Aici ne uităm la o cursă de triatlon pe unul dintre cele 30 de canale de sport pe care le am, pentru că totul va fi despre nișe de conținut și una dă numai curse de anduranță. Și aici suntem și stăm, comentăm live într-un feed direct în content, direct în TV. Nu că second screen. Second screen ok, în sensul care eu folosesc. Dar contentul de la toți îl văd direct în TV. De ce? Pentru că el devine parte din conținutul respectiv. Pot să vă zic că într-un fel chiar am făcut asta și fac un grup de prieteni pe care l-am pe WhatsApp, numai că nu mi-apare și pe TV, pe meciuri din Champions League, unde suntem fani Barça și fani Real și ne ciondănim acolo și facem foarte mult mișto unii de alții când joacă una dintre cele două echipe, iar când vine El Clasico, e nebunie ce se întâmplă acolo. Revenim. Noi creăm, simțim că suntem parte din conținutul ăsta, nu doar mai privim un conținut, ci îl trăim ca și cum am trăit la o bere împreună cu prietenii, fiindcă nu suntem la bere în momentul ăla cu prietenii. Ăsta devine un lucru extrem de important în cum vom consuma media. Cred sincer că vom ajunge să o consumăm atât de... deja vedeți sâmburi pentru așa ceva, iar conținutul nu va mai aparține doar broadcasterului. Ok. Ce mai fac eu? Să dăm cu Next. Mai fac un fel următor. Urmăresc branduri care sunt într-un fel sau altul utile pentru mine. De exemplu, brandul ăsta Amazing.com îmi oferă content despre fix despre pasiunea mea pentru triatlon. Da? De la ei îmi iau somehow, poate că vând niște accesorii, poate au o chestie pe Values, despre healthy living, indiferent, dar eu nu îi urmăresc pentru că ei vând produsul cu care eu fac triatlon. Eu îi urmăresc pentru că e posibil ca asta să se întâmple, dar eu îi urmăresc pentru că îmi dau content util pentru ce eu am nevoie, pentru pasiunea mea, da? Bun. Doi. Mai urmăresc un brand, Pineapple, care brand nu îmi dă pe zona de sport. În schimb, o să vedeți pe slide-ul următor că eu sunt și gamer. De ce sunt și gamer? Pentru că nu mai ajunge să fac. Astăzi există încă taguri de genul ăsta, ăla e tic, ăla este sportiv și așa mai departe. Nu. Avem nevoie din ce în ce mai multe forme de distracție, de entertainment și vom încerca din cât mai multe zone. Și vom deveni, nu știu dacă vedeți, oameni la care poate nu vă așteptați să facă sport, s-au apucat de un anumit sport. Nu înseamnă că s-au lăsat de jucat joc. Noi avem la birou un coleg programator, care pare foarte geek, dar care mă bate la orice maraton de fiecare dată. Este și foarte sportiv în același timp. Ok. Mai am un brand idea care mi oferă content pe zona eco.
despre lucruri, idei și așa mai departe, cum eu pot să fiu poate mai eco sau cum pot să mai economisez lucruri în casa mea mai inteligentă și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, mai am un rând idilial care s-a implicat în cauza salvării calului Lucevalzi, evident. V-am spus că sunt gamer. E, eu mă joc un joc, să-i zicem, care este un fantasy RPG, pentru cine nu-i familiar cu termenii jocurilor, înseamnă role-playing game, adică ai un personaj pe care îl crești și îl urcă de la un nivel la altul, ajunge amazing, godlike, whatever. Da? Personajul ăsta într-un anumit joc. E, eu mă joc jocul ăsta, dar am urmă cu 6 luni. Am fost la lansarea filmului acestui joc. Am fost la un film care, practic, este un tool de marketing pentru lansa jocul ăsta și nu invers. M-am dus să văd filmul, iar biletul de intrare la filmul ăsta nu doar îmi dădea acces la film, ci îmi dădea și resurse în jocul ăsta ca să intru pentru următoarea săptămână. De acolo acolo e pe bani. Știți, prima doză gratis. Ok. Și asta este lumea mea de entertainment digital. Gata. Compania. Compania este evident, sponsorizează toate evenimentele preferate ale clienților noștri. Suntem acolo prezenți la triatloane, maratoane și cel mai pasionează pe Bogdan în momentul respectiv. Avem un placement subtil, dar vizibil, în toate jocurile lui preferate, în toate videourile. Noi ne ocupăm de scoaterea filmului, suntem prezenți în aceste jocuri și la final dăm posibilitatea clienților noștri să fie ei înși personaje în film, pentru că facem un film după film și după joc, în care cei mai buni jucători au șansa să fie actori în filmul legat de joc. Vă dați seama că vreau să fiu actor în filmul. Le înțelege, nu le judecăm pasiunile, cumva suntem alături de ei și încercăm să îi scoatem în evidență și să-i facem fericiți. Asta și Ioana, companie, par legătură deja între vieți, da? Deci legătura între viața din joc și viața reală, în care schimb resurse între cele două. Poate să apară și acest ping-pong, da? În care împrinși tot timpul... Cam cum lucrăm noi cei trei? În primul rând mergem la consumator și aflăm lista de nevoi. După aia mergem la agenție și stăm cu lista de nevoi și ne gândim ia să vedem ce produse să-i mai lansăm, cu ce să mai venim nou și luăm în considerare toate detaliile și ne întoarcem la Bogdan și îl întrebăm. Ia zice părerea aia. El vine și spune, this is crap, asta îmi place, asta nu-mi place. Avem un sistem de producție rapidă, într-o lună de zile putem scoate orice produs din orice gamă cu un nou packaging. Packaging-ul din nou este verificat de consumator și ales de către el și ne întoarcem la agenție să transmită mesajele. Deci, practic, în tot procesul ăsta, noi nu mai suntem de mult singuri, suntem tot timpul consumatori. Am încercat la un dat să facem o campanie în care nu l-am implicat pe Bogdan și a ieșit foarte urât. Am avut nevoie de crisis management foarte mult timp, așa că ne-am învățat lecția și nu am mai facut greșeala asta. Agenția ajută și ea cât mai mult tot la content, ca de obicei. În primul rând, spunea Bogdan că îi place să comenteze pe, pur și simplu, în mediul TV, dar în timpul din meci real să comenteze, sau în timpul unui event sportiv să comenteze cu prietenii sau pe Facebook. Noi oferim din nou soluții de a-și craftui și de a fi un super comentator în acele comentarii. Îi oferim cu arătăsături emoji sau îi oferim seturi emoji ale sale, cu fața lui, personalizat. Sau bustului. Îi oferim temperature memes sau îi oferim temperature video. După aia, un alt skill al agenției ar fi de a ști să integreze foarte bine content. Pentru că consumatorul va fi foarte, foarte advanced în a simți când o companie is trying too much. Și atunci, adevăratul skill va fi de a integra acel mesaj cât mai fără să simtă, fără să fie in your face, absolut deloc.
Și cam numai aici am ajuns. Am și o observație, Mihai, agenția asta cam departe de client așa, îți pare că tot clientul în centru, nu prea văd că e consumator în centru, nu știu ce să zic. Ioana. Da, ca și concluzii. Deci noi ne-am distrat foarte mult săptămâna asta făcând acest exercițiu. Am ajuns foarte departe cu imaginația, dar am zis să încercăm să rămânem cât de cât cu picioarele pe pământ. Concluziile noastre, care au fost. În primul rând, o concluzie tristă pentru oameni de PR, eu sunt om de PR, și că cumva în următorii 10 ani, departamentul de PR cu departamentul de marketing vor mărgiui, ca să zic așa. Cumva, în modul în care se schimbă comunicarea, nu-și mai au rostul aceste două competențe separate. Vestea bună pentru oamenii de PR este că s-ar putea ca ei să devină șefii acestui departament. Deci nu înseamnă că ne moare expertiza sau că oamenii de PR trebuie să-și caute de lucru în alte industrie. Nu. Că se poate ca noi să reușim să ne impunem și să fim acolo și să preluăm această expertiză de consumer engagement. Este evident că nu vom mai vorbi despre televiziune, este evident că nu vom mai vorbi despre tot ce vorbim în ziua de astăzi. Că vom avea crize la ordinea zilei, nu este niciun secret, sau că vom face totul împreună cu consumatorul. Cumva am prezentat așa o lume psihotică în care consumatorul pare liber și în centrul atenției, dar compania îl controlează de când se trezește până când adoarme. Ne place să credem că nu o să fie chiar atât de rău, ci că, într-adevăr, brandurile vor fi în sprijinul oamenilor și vom face lucruri împreună. Un alt learning, să spun, pentru viitor, pe care noi îl simțim de azi, este că nu vom mai consuma deloc media cum consumăm azi. Nu o să ne mai ducem pe gândul.info direct ca o sursă pe hotnews.ro sau mai știu unde, cine o sursă direct de informare, orice spun ei. Tot conținutul media, indiferent că vine de la presă, că vine de la diversi lideri de opinie, va fi continuu filtrat în micro-universul meu până ajunge la mine. Și eu pentru altul și așa mai departe, voi ajunge la fel de cum DIG, care momentan nu a reușit, cred că vor reuși în viitor, pentru că va fi atât de mult content și atât de mult cred, printre altele acolo, încât singurul mod în care voi mai putea consuma contentul pe care eu vreau este dacă intru într-un astfel de sistem, cred că vor apărea foarte multe tool-uri pe care rețelele sociale mai ales o să ni le ofere pentru a filtra, a cura acest content pentru a nu pierde vremea cu un content atât de pe lângă subiect, pe lângă ce mă interesează pe mine. Un alt punct este ceea ce am numit social consciousness. Tot datorită rețelelor sociale suntem din ce în ce mai expuși. Cu siguranță vedeți deja în jurul vostru oameni care poate acum 5 ani nu s-ar fi implicat în niciun fel de proiect voluntar, nu vorbesc doar de cauze, de orice formă de a-ți păsa de ceva din jurul tău, dincolo de tine. Asta va pune o mare presiune pe orice fel de brand. Tot timpul vom privi, consumatorii vor privi printr-un astfel de filtru, dar într-adevăr, în același timp, s-ar putea să nu stăm mult într-o cauză într-un subiect, pentru că s-ar putea să ne atragă atenția și energia un alt subiect, care vreau să devină mai important și tot așa. Să sărim dintr-un într-altul, dar cu siguranță vom avea un astfel de level. Vedeam acum două zile există un grup pe Facebook, nu știu dacă îl știți, făcut de Brădus Florescu, despre dacă te duci în Asia de sud-est, mai ales dacă te duci în Asia, să poți să-ți obții informații despre zboruri, despre cazări, despre locuri în care te duci și așa mai departe. Un loc în care oamenii își cer informații. Și acolo vedeam pe cineva care punea următoarea întrebare, unde să se ducă pe o anumită insulă, unde să-și ia cazare, în sensul ăsta. Și vine un tip și îi recomandă în felul următor un,
boutique hotel la ieșirea din oraș, în zona limitrofă, spune ok, are acest minus, dar pe lângă asta oferă ei, îi dă ceva transacțional, adică oferă tuk-tuk 20 de minute ajungi în centrul stațiunii, dar pe lângă asta o parte din cost, îi spune, o parte din cost se duce către nu știu ce cauză socială. Deci omul nu doar că atunci când el a ales, a observat asta și poate că a făcut alegerea pentru că brandul ăla era într-un fel social conscious. Dar pe lângă asta a devenit ambasador al acelui loc pentru că face asta. Într-o astfel de lume probabil că vom trăi, nu cred că va mai exista brand dacă vrea să supraviețuiască, care să nu intre serios în lumea asta. Mihai? Și ultima, dar nu cea din urmă, pe cea din întâi, o chestie care nu se aude la diverse seminarii, dar va fi sigur întâmplată până atunci, 100%, zero advertising. Pur și simplu, prin zero, nu e o metaforă, zero, deci nu, zero matematic, zero advertising. Nu ai cum să mai ai advertising. Nu te mai ia absolut nimeni în seamă în 2025 cu advertising. Nu înseamnă că va muri televizorul, va muri printul sau un alt mediu, ci pur și simplu că orice poveste este acolo, nu este advertising, ci este cumva foarte content, foarte fie useful, fie entertaining, fie engaging pentru un om care are o viață și niște interese. Cam asta ar fi povestea noastră de astăzi. Asta ar fi cele 5 slide. Și cel mai important lucru al zilei este... Salvați calul Cevalski! V-a plăcut? Da. Să știți că și mie mi-a plăcut. Eu nu știam ce să-mi faceți. Am aflat, așa, i-am întrebat despre ce vorbiți, la ce vă gândiți. Dar mi-a plăcut mai mult decât credeam o să-mi placă. Bravo vouă, felicitări. E mare lucru. Aș vrea să luăm întrebări și aș vrea să întreb eu prima. Chiar puteți să fie așa. Pentru că viitorul sună bine, dacă ar fiți numărat după voi. Zici că sună bine? Va fi din ce în ce mai greu să te relații. Mai greu, dar... Va fi o presiune, dacă se întâmplă așa, va fi o presiune foarte mare pe orice vreau. Pentru că nu ai milioane de ocazii. Atâta timp când nu mai este despre afișare, ci este despre a intra într-un fel în viața lui, va fi mult mai greu. Nu va fi mai așa. Nu știu ce să fie. Eu zic că va fi mult mai greu dacă se întâmplă asta. Acum nu pot să se întâmplă fix asta. Agenții și pentru companii, mai bine pentru client. Asta este imaginația noastră construită în 3-4 zile. Poate să întâmple orice altceva, dar cât timp? Ne punem problema ca tot timpul să ne uităm la ce s-ar putea întâmpla uitându-ne la ce, la ce trenduri se creează de astăzi și nu pentru mâine. Pentru că dacă noi încercăm să schimbăm structura unei agenții pentru cum să funcționăm în 2016, păi până am schimbat-o, noi a trecut 2016, că ți-a 6 luni probabil, da? Și te-ai trezit undeva, gândiți-vă, hai să luăm diverse trenduri și nu Facebook, hai să luăm alte lucruri, GIF-ul animat. Dar GIF-ul animat deja s-a plictisit lumea de el și câte branduri folosesc GIF-ul animat în comunicarea cu oameni? Câte? Știți să-mi ziceți branduri care îl folosesc? Eu nu știu. Da? Dar deja este atât de fun. Eu vorbesc cu prietenii mei, ne răspunde numai în GIF-uri animate. Așa, GIF-uri animate face niște omul de alții, GIF-uri animate o să ne plictisim în curând. Când vor descoperi brandurile? Face GIF-uri animate. Da? Cam așa funcționăm. Și reacționăm, de asta am început peste cu un pas tot timpul în urmă și cu din ce în ce mai mulți pași în urmă. Asta nu mi-am numit la de la dacă aveți întrebări, vă rog. Bună. Deci avem un digital specialist, un PR și un creative specialist, da? Acum aici, la culturarea... Mai vedem ce să nu, nu. Deci întrebarea mea era legată de, credeți că lipsește un specialist în conturarea luminii publicității în 2025? Am venit trei acum. Eu cred că lipsesc foarte mulți, de fapt. Pentru că noi am gândit mic. Am gândit cu mintea noastră din anul 2015. Ne-am chinuit foarte mult să încercăm să ieșim din ce facem noi astăzi și din ce trăim noi astăzi și să lăsăm imaginația să zboare. Dar dacă facem un exercițiu ce se întâmplă în anul 2005,
vezi 10 ani după, mintea noastră nu avea cum să conceapă asemenea lucruri. Deci nu avem cum. Deci eu zice că cam 10% din ce am prezentat noi aici, cam 10% din lucrurile în care se vor întâmpla până atunci. Sunt șanse mari să se întâmple astea, dat fiind ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în momentul ăsta. Dar vor mai apărea atâtea fenomene gen Facebook, Instagram, cauze și așa, încât noi în momentul ăsta nu avem să mergem cu mintea până acolo. Angajații vor fi cu totul alții. Poate vom angaja, nu știu, ce zicea Mihai, de la angajații unei agenții sunt de la ecologiști până la doctori. Apar nu. Și mai citeam, este că în foarte puține ani, orice om de la client trebuie să știe cod. Programare minimală. Dacă nu ești programare minimală, tu om de la client, și să fii into this field cu tot ce se mai întâmplă, o să fii foarte, foarte mult. Dar agențiile habar n-au programare încă. Da? Adică îți dai seama cât de departe sunt. Da? Eu aș zice că e un lucru foarte important de care noi trebuie să ținem cont. Cel puțin ca și companie și agenție. Să fim atenți la client, apropo de viața lui, de nevoile lui, și să avem capacitatea să reacționăm rapid. De fapt, la asta se rezumă tot. Habar nu avem ce o să vrea el. Ce o să vrea el azi, ce o să vrea el peste o săptămână. Dar structura noastră internă să ne permită să avem reacții rapide. Că înseamnă un program de 24x24 sau un buget flexibil și multe alte lucruri. Dar asta este. Asta ne lipsește acut în momentul ăsta. Nu suntem capabili să-l urmărim și pasiunea lui de azi să o implementăm mâine. Să venim pe nevoia lui mâine. Nu. Avem nevoie de 6 luni până ne prindem, până aprobăm, până facem campaniile și tot așa. Asta trebuie să se schimbe. Structurile interne. Felicitări pentru perspective foarte interesante, drepturi. Vreau să vă întreb, Mănică, am vrut să crezi în PR, n-am văzut nimic despre Bogdan, consumatorul, cetățean. Cred că și companiile și cetățenii și consumatorii, dincolo de viața cetății, nu prea vor mai putea exista în 2025 și nici măcar peste câțiva ani. Ce perspectivă aveți asupra politicului și asupra cauzelor cetățenești și implicarea în agora, dacă vreți o exprimare din asta clișeică și penibilă? O să iau eu răspunsul ăsta. Știu că percepeți ca agenție la lucrurile astea politice. Cred că ar fi durat 2 ore, dacă nu am toate aspectele. Dacă observat, am luat, nici n-am vorbit dacă am și o vorbită, vreun copil sau ceva. Dar nu, despre asta era după. Am luat 3-4 aspecte. din viața unui om, logic, și nici nu am măcar n-am venit să vă spunem să setăm trenduri. Nici măcar asta nu am făcut. Nu asta era mesajul, nu ăsta e mesajul să spunem, hei, se va întâmpla asta. Pentru că așa cum zicea Ioana, poate o să întâmple 10%, poate nu o să întâmple. O să vedem cum o să întâmple. Mai degrabă am pus problema modului în care mindset-ului. Poate facem un brainstorming împreună despre ce ai spus și cum o să uită, dar eu cred că politicul este parte din social consciousness. Adică, în momentul în care am vorbit despre partea aia, cuprins total politic, pentru că poate să peste politic înseamnă influență în orice subiect social, da? De fapt, fără politic nu faci. Deci, în social consciousness consider că e cuprins aia, dar chiar dacă n-ar fi fost, nu e despre a îngloba noi totul în astea. De exemplu, îți dau din casă ce mai aveam, dar nu mai erau loc în cele 45 de minute. Ne aveam o zonă despre diverse servicii pe care le consum și ne-am închipuit noi că poate o să existe un fel de Uber al food delivery-ului și eu o să pot comanda sarmale pe care le faci tu, că tu nu mai vrei să fii PR-istă, ci vrei, ți-ai descoperit noua pasiune de a găti pentru oameni. Și atunci stai acasă și faci de mâncare și postezi undeva, iar eu comand sarmalele tale și poate comand salata ta și cineva mi le aduce acasă. Da? Erau mai multe astfel de alte lucruri pe care le închid că se poate vanta vreo idee de business. Da. Eu mai aveam o întrebare, așa e puțin off topic, dar e legată de întrebarea anterioară. În 2025 e gata metroul drumul taberei? Dacă a fost viitor. O să mergem cu bicicletă, dar da. Compania lucrează 24/7. Lucrează 36/24.
a întrebat pentru toată sala dacă și agenția va lucra. A remarcat și Bogdan că a stat foarte mult lângă companie, eu agenția, și lângă client, lângă, lângă companie. Ați văzut că nu m-au pus în mijloc? Ați văzut? Nu m-au pus în mijloc. S-a așezat compania în mijloc. Eu chiar cred că pentru că consumatorul acum are the head start și fuge foarte tare, foarte bine fuge, Nițu, și noi încercăm să-l prindem din urmă ăștia alți doi, mi se pare că o să fim mai apropiați, culmea, pentru creativ, să zicem, clientul cu agenția decât agenția consumator. O să fie clientul cu agenția împreună, încercând să-l prindă pe consumator. Știi? Așa va și fi, cred. Ele vor fi globalizate, adică orice plan, cum se pus o rază, adică cei care sunt pe teritoriul ăsta în țările următoare, ei continuăm cu celălalt și încheie... Există deja agenții care funcționează așa. Există structuri care funcționează așa. Politicul va avea o evoluție spectaculoasă în următorii ani, sunt în Europa, va juca un rol deosebit, patronal și internațional, precum vedeți partidele politice în 2-3 zile, le duc jude vrei. Eu văd că ne dau gradul pe celălalt asta. Eu văd invers, în două zile fac ei ce vor. Mai o întrebare, mai tare. Da, mie mi-a plăcut foarte mult. Vreau să vă spun că exercițiul mi-a plăcut foarte mult. Vreau să vă întreb de ce ați ales să faceți din client, adică rolul clientului, să fie unul mai degrabă reactiv decât unul activ. Nu este doar clientul, ci al agenției. Nu, eu mă refer la client, strict. E doar o întrebare despre client. Compania, scuze. Compania client, da. Păi exact asta a fost concluzia noastră. Consumatorul nostru trebuie să fie în centru. El se creează trendurile. El are noile pasiuni. El are dorințele. Noi îl urmăm. Și pe el ce-l inspiră? Ne atrag lucruri noi. Vom fi atât de atrași în continuu, ne vom schimba în continuu. Care vin de multe. De la orice formă de sursă de content. Poate să fie jurnalist, poate să fie prietenii mei care generează conținut, poate să fie un brand care generează conținut, poate veni de oriunde, dar noi decidem. Da? Și atunci, cât timp noi, consumatorul decide și el se va schimba, vedeți, deja foarte repede sărim de la un lucru la altul. Experimentăm din ce în ce mai multe lucruri, suntem din ce în ce mai mult expuși la mai multe lucruri și ne atrage atenția un alt lucru. Nu mai putem sta cu energia concentrată mai multe zile la rând pe un singur lucru. Da, e foarte, foarte adevărat. Singura mea întrebare e aceea legată de companie, de rolul companiei. Chiar credeți că rolul companiei trebuie să fie acela de a urma și de a reacționa la consumator cât se poate de repede? Sau ar putea fi acela de a-l stimula pe consumator să urmeze și să-i deschidă drumul și să-i dea idei? Nu există oare și perspectiva asta? Mă întreb. Problema e că trebuie să fie realiști. Ne-am dorit și cumva asta au mai făcut companiile în trecut. Reușeau să-i dea semințele consumatorului și el să le crească și să îi pună spațiu de joacă și consumatorul să distreze. Realist vorbind, companiile pierd din ce în ce mai mult teren în zona de trend setter. Lucrurile au o viață lor. Consumatorii sunt mulți, au mijloace de comunicare între ei și lucrurile se mișcă cu o viteză fantastică. Noi, ca și companii, nu facem față, împreună cu cele mai tare agenții din lumea asta, să fim înaintea lui și să-i spunem, hei, bobo, ia uite ce ți-am pregătit săptămâna asta. Nu. Până avem noi timp să ne gândim ce am pregătit lui săptămâna asta, el cu prietenii lui au 20 de chestii noi pe țeavă. Eu zic că trebuie să fim realiști, să ne înțelegem cumva limitele. Ne-am dorit să putem face. Doar că ei sunt mai mulți, mai rapizi, mai fresh din urmă și cumva, da, compania măcar de a reuși să se adapteze rapid și să reacționeze, e un pas mare înainte. Da, nu vreau să prelungim dezbaterea. Singurul lucru este acela că eu cred că există companii care reușesc să facă astea. Știu că sunt, da, nu ne comparăm cu Apple, da? Dar atâta timp cât există coadă la Apple și toată lumea așteaptă Apple și nu face nimeni nimic până nu scoate Apple noul model, eu cred
cât se poate face. Să fim și activi înaintea consumatorilor. Să fim într-o viață realistă, că dacă vorbim de Apple, vorbim de două, trei exemple. Eu sunt mare fan Apple, toate gadgeturile mele sunt Apple, dar nu asta este realitatea noastră din teren de zi de zi, nu Apple. Adică dacă stăm și ne uităm la Apple și încercăm să facem ca Apple, get real. Da? Nu suntem Apple. Vorbim de cea mai de succes companie din lume, despre ce vorbim. Sunt niște vârfuri despre care vorbim. E ca și cum atunci când încerci, știu, știți cum e în tenis. În tenis sunt vreo 50 de 70 de tenismeni care real au succes și reușesc să se întrețină. Realitatea tuturor celorlalți 10 de mii, sute de mii de tenismeni este că nu au bani să se ducă la un turneu la altul. E același lucru, adică realitatea nu e a primilor 50. Am dat ideea că nu, o să, nu mai cum să ajungem în vârf dacă nu gândești ca un vârf. Acolo e din produs. Atenție, noi vorbim de marketing, acolo este din produs. Într-adevăr, au combinat produsul cu marketingul foarte deștept, da? Cum a fost și Nike. Da? Dar nu cred că asta va seta un trend în care toate brandurile se poată să inspire consumatorii către noi. Da, noi spunem ce vedem din research, apropo de specialist care nu din research, oamenii au nevoie să fie conduși, să fie inspirați de branduri și nu neapărat să fie urmați. Așa este, dar nu neapărat de la branduri, asta spunea Ioana. Noi ne mișcăm mult prea încet pentru a putea să ajungem să generăm un trend. Am mers la da, un trebuie să ne mișcăm mai repede, asta spui. Da, dar în momentul în care s-ar putea să se întâmple următorul lucru. Până când facem noi research-ul la, nu ca timp, ca bani, ca resurse, da? Ca să generăm un trend, noi generăm un trend, efortul pe care îl băgăm în trendul ăla, până când ei, cât ei vor sta în trendul ăla, până îl descoperă pe următorul, s-ar putea să ca după două, trei trenduri de genul ăsta, să terminăm bugetul de marketing pe următorii 5 ani și să spunem și acum, adică am putea să ajungem într-o astfel de situație. De ce? Pentru că ei fac așa. Într-adevăr, sună idealist ceea ce spui și ar fi frumos să fie așa, dar realitatea... Dar fi făcut acum câțiva ani mai ușor. Acum 10 ani era mai ușor. Da, mai greu. Adevărat, foarte adevărat. Corect. Mai sunt alte întrebări? Eu am o singură provocare pentru Marta, ca în 2025 noiembrie, la zilele Biz, să venim, să inviți ea numerele de telefoane de la unii din sală, mail-urile, date de contact, să ne reîntâlnim aici, să comparăm cam de cum a fost și ce am înțeles. Păi nu mai am mult căluțul. Și căluțul, să vină și căluțul. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată. A fost foarte interesant. Vă invităm la masă și vă așteptăm la o continuare la fel de interesantă.